diferența putea fi făcută doar din calitatea jucătorilor și, și norocul. Iar spre fericirea noastră am avut astăzi și una și alta. Am avut un portar în zi mare care ne-a ținut în joc ocaziile lor și am avut inspirația lui Obecop din ultimele minute. Iar asta a fost o diferență. Un meci care oricare din echipe putea să-l câștige. Pe ansamblu, cred că a fost un spectacol agreabil pentru fotbal. Adversarul a făcut un meci fantastic, cum a spus. Cred că e până acum cel mai greu meci pe care noi l-am avut. Întrebările proaste? Da. Bine, m-am scris pe asta. Mi se întâia la o pornă în părcută, să practice pe pașul minimal în 600 și voi, nu am văzut. E comandă, nu, adna șepcă e, to este rezultat. Vedevoim și ei, e ischită în prostă, to este o epine, o organizație. Mă buie pe vedevoim, или недовольним pe care. Ni один человек, наверное, не может быть довольным поражением. Поражение может быть, например, ваше, ну, командам остается какая хорошо. Какая разница? Поражение есть поражение. И все это потом... Оно все вот в рамке. Нет ничего. Что из-за ошибки, что так, какая разница? Учитывая то, сколько вы уже занимаете тренинг, не только в «Динамо», но и в других командах, там, в сборной, это, этот сезон можно назвать это самым худшим? Или это вы можете какие-то назвать плюсы? Того, что сейчас на данный момент складывается. Конкретно для вас и для команды вашей? Не самым худшим, не самым лучшим. Самым лучшим? Нет, не самым лучшим и не самым худшим. Его так не нужно называть. Как бы вы его назвали? Тут для вас? Слишком интересно. Остальное оставлю для себя. Вопрос главный, то есть, почему футболисты не могут попасть на урок? Așa mă întrebare, de ce fotbaliștii nu poate să ne imerească cu spațiul în curță? De ce nu poate să ne imerească spațiul în curță? Ar fi așa simplu, am avea cheia fotbalului. Știi cum ar fi. E greu, sunt zile și zile. Momente și momente. Astăzi îți iese, mâine nu îți iese, unor e o chestie de șansă, unor e o chestie de concentrare. Greu de știu. Domnul Sorin, așa, o întrebare, urmează meciul cu Șerif. Acest meci astăzi cu Dinamo Alba a fost un semn spre ceva... Nu, un semn spre ce trebuie de lucrat poate mai mult înainte de meciul cu Șerif, deoarece o să fie încă mai greu decât astăzi. Oh. Poate clar, așa, încă o dată. Cel mai greu meci pe care noi l-am putut da. A fost asta. Cel mai puternic adversar, am știut să ne creeze probleme, am spus, nu știu, acum nu mi-e gândul la Șerif. Încerc să trăiesc momentul ăsta, că vom vedea ce va fi. Legat de meciul de astăzi, comparativ cu meciul cu Dizărea, mai puțin de forță, mai puțin au alergat fotbaliștii. Asta fizic sau adversar? Și s-au acumulat foarte mult. Dar un alt adversar. Un alt adversar care a știut mai bine ce probleme să ne creeze. Poate și cu lipsa noastră undeva de energie, de inspirație, mă rog, clar. Aici, diferența între jocuri, eu am și spus-o după meciul cu de cupă, am spus, a fost chestia doar de adversare. Igor Ivanovici, v-am întors și vopros-o. Doamne, naverea, dacă trebuie să stau, naverea, mă rog, de-o compliment, pentru că igra e dinimii temi și igrecarmi, match de match, udăioță. Показывает какую-то игру, то есть какой-то рисунок игры сохранять. При этом иногда даже набирать очки, победы, это здорово. Как вам удается это сделать? Какие планы на ближайшее будущее? Что вы будете менять зимой?
Все, да? Все, спасибо. Спасибо.